noi piloții ăștia acum multă, multă adrenalină. Da, este o zi foarte importantă pentru toți piloții, nu doar din Republica Moldova. Deci, a fost, din cauza pandemiei, a fost 2 ani de pauză. Așa. Dar acum, după 2 ani de pauză, toată lumea a fost... Sau scorțișoara. Haideți să aflăm dacă moldovenii cunosc că acesta este, de fapt, un fruct și nu o legumă. Avocado este un fruct sau o legumă? Avocado? Probabil legumă. Oh, de unde cunoașteți? Apoi o mână câte sara, pâine. Dar cum credeți? Alții cunosc că avocado este un fruct, de fapt? Nu cred că ea putea să o cunoaște. Avocado este un fruct sau o legumă? Fruct. Legumă. Uite, și fructe. Fruct? La mamă, cum te vine capșon fără capșon? Este imposibil. Bună seara și bine ai venit. La mamă, cum ești? Nu ești la mamă. Eu te plec de la Peori Wine, că ești drag. Și vorba aceea, capșon de data aceasta nu a venit cu mâna goală. Din câte știu foarte bine, au solicitat toate site-urile posibile și imposibile. Capșon a lansat cel de-al acest album. Da. Ai și artiști invitați. Cum ați sigur că da? Igor Cuciuc. Din Nistradu, da, din raperii de la noi, care de obicei colaborează. M-am dat eu schimb, Igor Cuciuc e raper? Nu, spun de raper. Din Nistradu, da, Igor Cuciuc este o piesă și mamă, se numește piesă și văd că e destul de îndrăgită, trebuie să filmăm și videoclip chiar de grabă. Tu și 99 de cumătri? Nu, Igor Cuciuc, nu 99 de cumătri. Nu am avut o remic la 99 de cumătri. Serios? Da, piesa e super a ieșit, foarte bună. Da, a fost o combinație super. Și sper să mai colaborăm și în viitor. Și el cumva sunt melodii, cumva sunt iconice. Practic, nu ai dreptul să te atingi. Este un risc foarte mare. Asta este, da. Îmi place de mic copil. Eu, când ascult piesa asta, mă întorc în copilărie. Parcă aș fi în ochelari din astea, 5D sau 3D. Simt tot și mă văd în copilărie când ascult piesa asta și întotdeauna mă gândeam cum ar fi dacă aș face. Dar întotdeauna mă liniștesc, stai. Am ajuns la vreo 10.000. La vreo 10.000, asta e o investiție destul de serioasă. Da, cu tot niște filmări, de promovări, de clipuri, da. Filmări de promovări, plus da. La unii artiști, cred că i-ai plătit sau... Nu, tot a fost de respect. Tot a fost din respect. Da, dar este... Încă o întrebare, tot din respect de la mine pentru tine. Când mai faci un... Eu înțeleg că ai fost ocupat. O ofertă foarte bună de la o casă de producție din România. Da. Ai merge în România să te stabilești acolo cu traiul și cu tot ce înseamnă talentul capșon. Da, și merge. Dacă își primi o ofertă bună, aș merge, da. Deși în ultimii ani nu mai vânez o ofertă de asta, au fost anii trecuți sau 5, 7, 10 sau ani în urmă când... Așteptam chiar asta, o ocazie să se primească, să încearcă. Încercam, am avut un contract de colaborare. Noi, la mulți ani, felicitări în continuare și un kiss de la baba Dora, vorba aceea. Și măi, cam vorba aceea, vreau să zic că noi o să fim primii, pentru că domnul Anatolie Mischievka, sper că am pronunțat corect familia, pe 4 decembrie, adică mâine, împlinește frumoasa vârstă de 60 de anișori. Iată asta și mesajul din partea Fincei. Îți mulțumim că existi, îți mulțumim pentru că ne-ai dat viață. Premii săptămânale și zilnice. Din 1 noiembrie până în 25 decembrie, cumpără orice cutie de ceai Richard și câștigă premii. Detalii pe tricert.md. Știe toată lumea, dai loc.